Dimensiunea exploatației a rămas cam constantă în momentul în care eu am venit alături de, de tatăl meu. Bineînțeles că ferma nu arăta așa, am mai dezvoltat-o pe parcurs. Nu aveam toate spațiile de depozitare, nu aveam locuri de garare pentru utilaje, nu aveam ateliere mecanice bine puse la punct, erau, dar nu la, la nivelul de acum. Cu timpul am încercat și eu să. Îmi aduc contribuția. Am mai venit cu o idee, am mai venit cu o propunere, am găsit înțelegere și am reușit în momentul de față să, să dezvoltăm o afacere, să spun, poate fi numită și de familie, care administrează acum circa 1400 de hectare pe raza 4 comune și încercăm să ne facem treaba cât mai bine. Anul 2020 și pentru noi ca pentru mulți fermieri a fost o catastrofă. O catastrofă agricolă de proporții epice, cum nu s-a mai văzut aici pe zonă nici de către fermierii cu experiență. Dar, în momentul de față, am reușit să achităm cea mai mare parte din datorii, nu pe toate, pentru că asta este, încă avem datorii către furnizorii de utilaje, avem leasinguri de achitat, ceea ce mă bucură că totuși 90% din datorii am reușit să le, să le acoperim, am reușit să ne repunem pe, pe picioare, ne-a ajutat anul 2021 foarte mult, dar după cum spuneam și după catastrofa anului 2020 am reușit să ținem lucrurile pe linia de plutire și să nu, să nu pierdem tot prin anumite să le spun așa, tehnici manageriale pe care eu le-am implementat, fie că a fost vorba de reducerea anumitor inputuri, fie că a fost vorba de optimizarea unor costuri. Am făcut multe schimbări anul trecut, în 2020, eu aici, în, în fermă, față de cum, cum lucram înainte, pentru că a trebuit să căutăm toate soluțiile, să ne adaptăm cum putem și cât de mult putem, ca să nu fim nevoiți să închidem poarta fermei. Se pare că am reușit, mă bucur să pot spune astăzi că da, acum ne-am mai redresat, dacă ne ajută și anul următor, poate poate o să reușim din nou să lucrăm și să fim la nivelul la care eram în urmă cu 5 ani, 4 ani.